Salut, sunt Cristi și azi am venit cu un nou tutorial cu tricul Border Balance care arată cam așa. Bun, am observat că din ce în ce mai mulți cereați tutorial cu acest trick și am zis să fac și așa, nu am mai postat și trebuia un nou tutorial. Bun, ce trebuie să știi ca să dai acest trick este, în primul rând, logic, să dai airplane, lunar și stilt. Bun. După ce le-ai învățat pe toate astea trei, ești gata să înveți border balance. Bun. Ca să știi să dai border balance, trebuie să știi să dai gen un airplane, dar nu exact ca un airplane, este un airplane mai brusc. Gen, efectiv, îl tragi mai brusc ca să fie mai soft landing. Și ca să știi, în primul rând, să-l ții, o să-l pui direct cu mâna ca să te înveți cu echilibru, o să-l pui cu mâna și o să încerci să-l ții cât mai mult poți. Bun, cam ăștia ar fi primii pași. Pasul al doilea sau al treilea ar fi după ce ai tras, după ce ai început să-l ții. Pasul al treilea este ori să-l dai cu in normal, ori poți să-l dai pe Lighthouse, care aparent este o metodă mai ușoară pentru toți copiii. Eu l-am învățat direct cu in normal, de pe border cu in. Dar am observat că cu Lighthouse este mai ușor. Deci, acum depinde de voi cum vreți să-l învățați și cum vă este mai ușor. Bun, deci cam atât a fost și cu acest tutorial. Dacă v-am ajutat cu ceva, apăsați un like, un subscribe, eventual un share ca să vadă și prietenii voștri dacă v-a plăcut. Și, da, ce să spun, dacă mai vreți alte videoclipuri cu Kendama sau cu tutoriale, puteți scrie în comentarii și probabil o să fac tutorial sau videoclipul ce ați propus. Bun, până atunci, eu v-am lăsat. Salut!